Cetatea Sfântă, aici este locul în care a fost înmormântat Iisus. S-a ridicat această biserică de către împărații Constantin și Elena. De altfel, ei au construit cele mai multe biserici din Țara Sfântă, din toate locurile importante, de la Nazaret, de la Eleon, de aici, de la Ierusalim, da? Toate aceste biserici au fost construite de către împărații Constantin și Elena. În interior se află Golgota, se află Piatra Ungerii, locul pe care a fost pregătit Iisus pentru înmormântare și Biserica Sfântului Mormânt, unde a fost înmormântat Iisus Hristos. În spate se vede Patriarhia Greacă, este și terasă, o terasă sus acolo, de unde pelerinii în Joia Mare se uită în curtea Sfântului Mormânt cum Patriarhul îi spală pe picioare pe episcop, așa cum a făcut Iisus cu ucenicii lui. Aceasta este cetatea Sfântului Mormânt.